Nossa, nossa, Gabriela. Vamos. Nossa. Talvez. Pode plantar o jogo. Ok, witch, bom, bom, bom. Vamos tomar o jogo. Ah, uma alta trela. Ó, alta trela. Foi no filme gostar. Bă, am descărcat o mapă. Deci, vin în 10 minute, ok? Ok, te aștept. Vreau să zic, dar nu ești la școală azi, dar e sâmbătă, am uitat. Bă, avem ceva camionii pe aici. Pe aici au utilaje, așa. Aici iarăși avem niște utilaje. Treaba e bună. Să vedem, aici avem ceva. Oh. Da, mă, oh. What the fuck? Cum dracu l-a băgat asta aici? Ok. Închidem ușa, că nu-i frumos. Să lăsăm ușile deschise. Păi văd aici că avem utilaj bun. Coș. Uuu, tare. dai cu bani. E Farming Simulator 19 ăsta. L-am achiziționat și eu ieri. Pe lângă două DLC-uri la FS2 care îmi lipseau. Aici n-am nimic, ca din ce văd. Bă, dar e super tare, că de... Deci eu așa am început. Adică, cum a început, să zic, mapa? Fii atent ce utilajul mi-a dat aici. Super tare. În fine, ia să văd. Dar nu mai știu. Bă, dar să dau un pic mai încetul, că îl aud super, super tare, să-mi bag cearele. Vreau să dau la 7 la sfat. Ah, altă viață, parcă mă simt și-o trec. Bă, dar nu știu ce serie nu ream. Să-mi spun și-o pe ce-ați văzut. Nici nu știu hartă. Ne uităm un pic pe hartă. Avem doar 4, le? Deci doar 4 ăsta l-avem. Și 4 ăsta cu cei? A, deci asta e proprietatea noastră. A, asta-s cu siluazul. Sau ce-i acolo? E un curs de creștere. Prea bă bună. Băi, noi ne ducem, pregătim deja cu combinul și tot. Nu știu, are? Are, cred. Vede, dacă pot să mă duc cu ea direct. Mamă, frate. Băi, să știi că e diferență foarte, foarte mare de la Fermi 15. Bă, 15, da, la 17. De ce mi-a agățat, mă? Uite mă, că ia ce zice eu gătat. O chestie am observat, nu are
revenire la volan. Salut, știi? Bă, dar stai așa un pic, trebuie să pornim din ofarele. Ok. Mergem la 4. O să vedem cât de lung. Acolo ce că ar fi și opo. Bă, da, e foarte tare. Bă, ăsta ar trebui să fie 4. Da, ăsta e 4. Ok. Aaa, stai frate, că azi am și două CD-cheiuri. Nu o să aminte, azi am două CD-cheiuri. Două CD-cheiuri de dat. Dar cred că o să le dau la băieții din... A, bis, frate, ăsta rămâne. Trebuie să vin cu un tractor să-l iau. Bă, vedeam că... Gen la farming... La farming, zic... 17... Îți... cum se cheamă, zic... Îți rămâne atacat și o să strâng, nu știu cum, broțile de sub, știi? Băi, priorități că pregătesc ăsta aici. Mulțumim, am un tractor. Ce-am eu aici? Am lucrat. Bă, dar ce tractorașul mi-a dat ăsta, bă, arăt tipical. Astea, cist, camion cu cisternă, pac, sac. Două cisterni, aici au stropitoare. Mă, că o să căsiau remorca aia. De acolo când nu stă bine. Până crește bureala. De fapt, hai mă, că puteam da timp pe parcă. De aici, dacă mă știam. Băi, deci au schimbat total meniul ăla al joc. De ori mă pierd acum, o să-mi bag bani la tine. Adică că nu ai țarcuri. Bă! Parcelă. Hai să mergem să scriu contractul ăsta. Parcela 1. Pam, pam, pam. Acceptăm contractul. Greu. Facem contracte. Facem bani. Stai să dăm un pic pe 9, așa. Parcela 1. Băi, doamne, dar unde? O să... Da tractorul înapoi. Nu mai știu de unde l-am luat. Băi, de unde te-am luat, bă, tractor? De acolo? Da, nu cred că de acolo. Din stânga, nu. Din dreapta, nu. Hai că dăm aici imediat. Adică dăm imediat, îl parcăm aici. Te pup, Mihailoave, te pup. Nici n-am apucat să-ți văd mesajul, frate. A venit, zic, acolo, a nostru Gabriel. Băi, bine că avem utilajele astea, pentru că nu trebuie să... Închiriez, știi? Că trebuie bun. Sunt sau... Deci, luăm și punem asta înapoi și mergem la 1. Nu? Parcă așa era contractul.
Bă, dar oare prietenul vine? Mă întreb și așa pentru prieten. Sau e prea... Bă, nu-i prea bine. Mie nu-mi place cum o prins. A ce nu-l ridică? Parcă e prea josă. Bă, oare stă asta sau o ia? Ce zice Gabriel? Sau o ia din loc? Că nu prea văd să fie legat cu ceva sau să poți să le cu ceva. Că mi-e dracu că o pierd pe drum. M-a pugizat la vreo 50-100 la cazanul ăsta de Fendit. Ok, dau eu 50-100 dacă e. Na, ne draci, ne, fete, ce s-a bucuit. Fete, ce mi s-a bucuit. Bă, ești prost. Nu pot să bine, mă, aia. Ești prost. Nu, bă, nu-i bine pus. Câții măsii. Băi, sper că m-am pus-o bine, să moară jubilat. Gata, nenea. Îi dăm bice. Până la 9 am zis că mă avea de luat, cred că n-a înapoi. Dar cred că n-am înapoi. Bă, nu cunosc carta, așa că... Bă, dar era faza că poți să pui să meargă după tine, dar nu mai știu cum. Ia să așa un pic. Aș avea nevoie de ăsta. Deci o chestie să pui să meargă după... Mamă, dar ce șmecherie de parcare. Băi, deci mi se blochează câteodată transducția asta. De stânga și de, nu, de dreapta și de... Ia mă, să vedem. Au mai modificat ceva, dar man. Bă, mă, dar era modul ăla de... Dar nu, nu știu.
Nu știu cum e. Ok. Băi, n-am pe cineva să-mi deschidă și mie portele pe aici asta. Hai să nu mai găt să fie de pe asta. Ce ziceam? Băi, să oricum să știi că mapa e super faină asta. Băi, doamne, unde m-am băgat? Stai că n-am frână din mână aici. Mamă, stai că nu mai văd nimic. Hai că dăm și noi așa. Că așa mai vedem pe unde mergem. Dăm un pic prin iarbă. Tot înainte. Să ieșim în drumul ăla alt. Băi, cu asta simți, frate, că mergi. Deci cu asta simți că mergi, frate. În jocul ăsta acum simți că mergi, frate, cu o combină, cu un tractor, simți. Ce bune. Deci e prea tare optimizat jocul. Deci, pe bune, chiar simți, omule, bun că mergi. Ei, ce vorbește? Uite un pic. Gabriele, dar tu ai calculator bunicel sau? Știu. Și am găsit pe... Gen cu maș, te referi. Am găsit și cu maș ceva. Vreau să mi-l iau pentru... pentru din asta, cum se cheamă... simulator, poimei cu avioane, chestii, știi? Și am găsit un... o chestie șmecră pe internet, era la mâna a doua. Kit cu volan G29, schimbător de viteză, high shifter, pedali, manșă și chestiile alea care împingi, știi, nu știu cum se cheamă alea, flapsurile alea, nu știu cum se zice, la alea care împingi să accelereze gen avionul și asta. Undeva la vreo 190 de euro, tot, toate astea, dar bine, la mâna a doua. Dar mai aștept un picuț. Au, mamă, ce frontală mi-a dat nebunul. Băi, deci, băi, ești nebun? Fii atent ce frontală mi-a dat. Bă, o chestie care am observat la filmul ăsta, că îți rămân roțile virate, gen. De dacă tu ai virat dreapta, îți rămâne în roata dreapta. Până nu tragi tot stânga, nu să mă... Eu, mă, normal, cam așa ar trebui să merg. Mă las, mai pe dreapta. A, s-a mult pe bunicel. S-a mult trebuie să-l duc ăsta. Băi, aici ar trebui să fie unul. Dacă nu mă știu, dar ăsta e unul. Hai să intrăm și noi pe aici. Să găsim un loc unde să lăsăm. Mamă, dar ce? Băi, o să fac așa aici, o să fac o românească aici pe iarbă, să-mi las... Trebuie să mă învârt încă o dată. Dar de fapt o să fac așa aici. Să las așa. Am să mă îndrept. Atât. Nu știu cum o să... De fapt, băi, mai bine mă duce mai în față. Ați luat remorca asta. Ok. Decuplăm.
Spre exemplu, eu calculator, laptop care aveam înainte, îmi ducea firming-ul 17, dar... Cum se cheamă, zic, să zic... La foarte mult utilaj îmi dădea frame-ul nasoare. Băi, cam strâmpuț. În total ai 13 jocuri. Sau pe tare. Eu pe contul ăsta de Steam am undeva la vreo 27 de jocuri. Dacă nu știu. Da, dar ținând cont că... zic. Ținând cont că am unele jocuri în care am investit destul, gen RTS-ul. Și că nu ai acces la acest. Băi, dar la terenul 1 mi-ai zis. Ăsta nu e terenul 1? Și că n-am acces. Furăm! Cum să n-am acces? Furăm, tată, ce are? Băi, deci ăsta ar fi terenul. Vă cât de furat fură. Greu face. Dacă merge cu furatul, un fermin 19, să mor eu, nu mai semăn nimic ca eu. Fur tot. Ok, hai să dăm bătăi. Nu mă duc încă după camion, că durează, bă, nu ies până umplu eu combina asta. Hai să mă uit în partea dreaptă aici. Bă, deci și suspensiile și tot e prea berea. Deci mă jur, m-am trezit astăzi special pentru locul ăsta. Altfel eram rupt în gură. Am fost rupt în gură. M-am culcat la 3. La seară. Bă, frate, dar aici am de trăierat la greu. De unul singur. Dar merită jocul să mor eu, deci n-am ce să mai mă dă la bani. Merită. Teoretic ar putea să-l pun pe... Ia. Vezi, merge, dar nu vreau pe... Zis, zic, pe ajutor din ăla. Prefer să... Cel puțin cu combina îmi place mult. Opa, uite, prima chestie problematică din mapă. Avem un copac pe aici pe 1. Avem un picuț aici, o mică problemă. Dar se mai întâmplă și în realitate. Adică se semăne așa, nu știu dacă. Dar dacă se mână cu mână. În fine, dăm înainte. Băi, de-abia aștept și eu să intru în comunitate. La Polar Trans. Să joc și eu firme cu băieți. Numai că nu prea... Nu prea... Dar când mi-am programat pe luni... zic testarea. Și am eu mății mari. Că faza n-aș pai că n-am nici volant. Și de pe tastatură să mă arăge bilanț. Aici o să înțeleg că e zona de pădure. Da? Sau? Băi, deja avem un 52%. Deci am decărat la greu de aici.
Oricum se vede super tare. Aici, ai, frate, când te uiți. Băi, deci nici nu știu cum să mă iau. Încerc să-i fac conturul prima dată, ca după aceea să pot să iau dintr-un capăt în altul, știi? Da, uite-o lea, câta câmp e aici. Mamă, frate. Băi, deci nu știu cum se vede pe live, dar e super tare. Deci mă gândim, mi-am aminte că am jucat Farming 17 banul ăsta la un moment dat. Odată, deci cu un flux continuu, pe salvare 27 de ore, fără să mă opresc. Adică m-am spus la baie, cu pauză de jumătate de oră să mănânc. Dar n-am ieșit deloc. Ți-ți dai seama, așa și ăsta, ce vorbești, frate, luni, deci numai firme de când joc luni. Prea tare joc. Oi, n-aș fi complicat aici, că e exact pe marginea lângă copaci, vezi? Da. Ce-mi faci? Și trebuie să-l iau, mai cred că n-am cum să iau tot. Bă, dar e imens unul ăsta, frate, cum fac eu unul ăsta? Salutăm lumea nouă care a intrat pe live. Bă, fratelor, dar ziceți-mă că mă văd cam într-un colț. Îmi stau camera mai așa. Mă văd mai bine? Așa, mă. Eu nu m-am mai uitat să văd cum mă văd. 97% și se pare că pare că trebuie să mă duc după camion. Mai măcar în capătul ăla că ajungeam. Să se rupne cu pajul, cu jos. Hai să mă dau rapă jos. Ok. Ok. Păcare, suntem poptate. Băi, Bocaliu, de ce nu mi-ai zis că Fermicul 19 așa de fain? Deci uite la diferența o vezi din start la Fermic 17 din punctul meu de vedere. Când stai, frate, lângă o combină și te uiți la ea, păi se vede, frate, diferența ca în realitate. Dacă te uiți, dacă faci scas pe Fermic 17, o să vedeți că nu e așa de mare diferența. Adică, gen, te uiți la, cam așa te uiți la combină. Sper să mă înșel, dar eu așa mi-aduc aminte. La asta se vede. Uite. Roata de pe față la combine de obicei cât un om. Păi, scuze, vă vorbim de la același nivel. Pentru că nu am jucat, ei nu l-ai jucat. Taci, mă, opa. Bă, asta e problematic. Teoretic ar fi trebuit să-mi rup cumva la... Cum dracu se cheamă aia de la combine. În fine. Mă duc și o să-mi iau un tir. Ăsta. Și mergem iar la nouă. Dacă nu mai țin minte pe unde era. Așa. Deci fii atent ce întortocheată e unul ăla din coș de la hartă. Deci da. Are o măciucă acolo. Mamă, mamă. Mamă, acolo de curies. Iau un pic șaptele cât e de mare. Fai de capul meu. Am treabă aici. Deci am treabă rău. Băi, mă, ce ajutoare să angajez? N-am ce ajutoare să angajez. Să bag gem, să pun ajutor și asta la... Da? Nu vreau pentru că mă... N-am bani. Pentru că am 99.999.
Bă, dar merge camionul ăsta, bine. Chestii care nu-mi place la mapa asta, cel puțin, asta e o mapă modată descărcată. Mașinile, frate, de-abia merg. Merg cu 30. Și tractoarele mele merg mai tare. Nu mai zic de camion. O depășire din aia ilegală, din linia continuă. Oare în cap pe cu camionul? În cap, tata. În cap cred că și cu combina pe aici. Păi deci e foarte întortocheat. Hai, merge și noi pe contrasens. Și ce-a putat? Rasaduri, de să mă bagă rasaduri la oameni. Uite acum din a noastră dreapta, am văzut-o. Am nu știu prinde să mă bag, că dacă mă bag prin greu, mi-l strică. Să se dăm cu stânga. A, aici o să pot să-mi cumpăr, să-mi fac ce vreau. Șmecher. Dar când o să am bani. Hop, hop, ce avem aici? Avem gata mai grepa, am impresia. Mă, dar de fapt nu m-aș băga camionul aici. O să-mi aduc combina. Dăm cu spate. La atâtea tone de greu care o să le fac, dă-le măsa cu două fili de greu, mă chinu eu cu... Ah, nu. Se mortă. A, bă, dă-mă, 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 nu-i... Bă, ai destul ești prost. Bă, gândeam. Da, o întinică, am fost ridică. Arată cum scade greu. Bara, mă. Bă, dar asta cu afișajul ăsta de comenzi nu pot să-l scot? Asta nu. Așa nu. Display, fereastră de ajutor, părinț oprit. Așa nu, tata. Că mă dispera, nu pot să mă ieși oprit.
asta pro fraie iese. Asta e doar un colț. Bă, dar oricum vă prinde destul de mult combina asta. Cred că o să fac mai întâi o parte și după aia o să mă duc partea aia. Uite ce frumos se vedea pe acolo la umbră. What the fuck. Uite leac. Stai că de aici îți vedea bine. Prea tare. Bă, cred că o să mă opresc pe partea asta aici. Și după aia fac în partea de-aia multă. Oare rup până în capăt? Ne împărt. Ai trebuie să fie pe aici, după coț.
Mihailov, oh, de extrem bun într-o salut. Mersi că m-ai pus în descriere, o să fac și noi de la fel. Mihailov, dar ești tu fratele Milio? Băi, nu vezi, m-am întors așa o leacă, mi-a făcut barba mai ca a ta, ca să zic, dacă toți suntem frați, în cartea să fim așa, frați, frați, știi ce zic? Tu n-ai văzut ce... N-ai văzut ce tot soare mi-a tras-o de aici, să le să văd. Mi-am lăsat alea cu un băiect aici, trebuie să văd, să fac cum fac, ca să... Să-mi fac implant de păr, știi, ca să am tufă ca ta. Că nu, tufa mea nu-i ca, nu chiar ca ta, știi? A ta e mai diferit, e mai de rasă, nu știu care-i treaba cu tufa ta. Așa, și... Ești miripic. Să-ți cumperi fixativ. Am. Băi, fraților, m-am dedicat din pamă în jur. Vă arăt și pe asta. Deci aveam pus alarma la... Stai așa. 8.33, 9.26, 9.46, 9.48, 9.51, 10.11 minute, 10.33, ora de aici vorbesc. Deci, pe bune, nu știu dacă se vadă. Da, să vedem până, în fine. Băi, nu știu dacă focalizează, dacă se vede. Așa, ca să mă trezesc să fac live-ul ăsta, m-am culcat la 3. Dar credeți că m-am mai băgat să fac părul cu fixativ? Am făcut o dată cu fixativ, ha! Toa! Sunt până și gata, fără tati, ce mai trebuie mai mult de atât să ajungi. Băi, mă trec, dar nu mă duc la gâțat acum. Hai să mai facem o brază aici. Băi, te-am văzut când am intrat la tine. Băi, capul ca... Gen, părul... Ca părul. Băga mea și picior, dar nu mai știu să conduc drept. Dar barba ta... E barbă, tată. A mea e minciună, e... A mea e... Chiștoc. Mă refer la lungă, știi? Și de asta să pui mei. Ai barba faină, tu. Ești pe barba ta. Bă, deci așa de întortocheat parcela asta, să-mi fac piciorul. Numai măciuci într-o parte, în alta. Bă, nu știu, frate, eu așa o țin mereu, mai lungă de atâta nu prea o las. Că după aia îmi cad froci din barbă, îmi cad în mâncare, știi, când servesc la restaurant și nu. Nu mă complic. Ore, țin cont că mă duc odată la două săptămâni să mă tund. Îți dai seama că mă tund, îmi fac și barba, că altfel uimei. Să mă duc de 3 ori la frizier pentru 3 chestii diferite, nu-mi convine. Amenici, dar e normal că e altceva, bă, doar eu Saxel, tu ești Mihailov, nu doar mă, e altceva. Dar suntem amândoi pe barbile, sau cum să zice, bă, bărbile noastre, barbile, cum trecul îi duce. La plural, bă, că nu știu, la singular, hai că mai știu barba mea, da. Ah, vezi ce înseamnă când ai femeie? Că dacă am femeie... Cine e dracu să-mi iei mașină de tot barba? Și nici nu mă enervez, că eu nu fac aici. Aici nu mă fac bine, știi? Nu-mi place cum mă tund strâmb aici, puii mei, nu. Mă duc la frizier, 5 euro pentru barbă și-mi fac cea ca ei. Știu una și bună, măcar știu că am barba bărbace, da? Să te pe bărbacele noastre. Bă, dar am de trăierat aici trăimea, familia mea. Nu știu cât... Bă, dar stai așa un pic. Stai, poate contractul era să... Dar nu cred, trebuie să trăiesc tătă parcela, am impresia.
Tatăl tu stai smut. Aici trebuie să bănesc cu contractele. Progres. Am direct contat. Pe barba mea am direct contat. Deci asta e 12 fără un sfert. Să zic că sper să vină mama pe la 2. Că trebuie să mă duc la masă cu ei mei. În 2 ore poate dau gata parcela asta. Poate. Stai că trebuie să mă duc să descarc camionul. Dar știi ce fac? Când mă duc să descarc camionul, pun pe ăsta pe angajat din ăla virtual cu ei mei. Măcar să producă ceva dracu. Stai degeaba. Cu toate că aș fi vrut să fac tot eu, da? It's very, very difficult când ești numai unul, știi? Păi de oricum de-abia aștept să intru la fermierii din Polar Trans. Să joc cu ei, cu băieți acolo, ca o fermă super tare. Mai furăm pe acolo, mai vindem, mai una alta. Dar nu știu când intră băieții pe ferme. Plus că au moduri, trebuie să descarc modurile alea. Da, nu e bike. Nu e bike, se rezolvă. Ce dracu mi-a apărut aici? Stai un pic, că mi-a apărut o pulă pe... Mi-a apărut o pulă pe monitor. Auzi? Pe o ca Polar Trans, frate. Sânge de Polar Trans îmi curge pe ei. Nu, aici nu-i la modul ironic. Vorbesc cât se poate de serios. Luni dau testul. Deci luni dau testul, să intru în Polar Trans. Mi-am luat toate DLC-urile. Alien, ce vorbești toate? Caracter, frate. Acum, sincer, acum încep să-l cunosc și pe Dominic. Deci, sincer să fiu, când stai un pic cu băieții și discuți și vezi care-i treaba, atunci încep să-i vezi și tu capul. Dar cât a fost în România Elite, nu prea am avut loc să stau de vorbă cu Dominic, pentru că erau alții, știi? Și care zicea, bă, scutea repede din plan. În schimb, Dominic e om de milioane. Sincer, am discutat, nu mai știu, săptămâna asta am discutat într-o zi cu el. Hai că da. S-a umplut rabla. Băi, și a zis omul ăla niște vorbi, sincer, chiar... Big like. Hai, băgam iași. Stai că m-am pierdut. A, uite. Bă, ești prost. Nu, no, super om, sincer. Băi, nici, Doamne ferește, nu pot să zic nici de bandit sau băieți care mai care sunt în România, Elite, și care, sincer să fiu, am glumit cu ei, m-au respectat și asta, n-am, Doamne ferește, nu pot să zic că nu. Doar că la o anumită fază s-o dat cu rușul, chestia asta m-a ofticat, pentru că cu mușca mea, cel puțin în România Elite, ar trebui totuși să uite. Acum nu că vreau statuie sau nu știu ce, dar n-ar fi trebuit să uite. Nu că-s neapărat statutul meu, da? Măcar acolo un respect în plus față de un membru obișnuit trebuia să mi-l lase, știi? Și nu mi l-a lăsat, și asta i-a costat. Gen, mi-a costat să nu mai fiu acolo. Nu că i-a costat acum, nu mai știu ce. A, nu e problemă de război. Astea sunt telenovele de Eurotrack. Că altfel eu n-am cum să-l mai numesc. Știi, când unul n-are ce să facă pe un live sau n-are oameni pe live,
face telenovelă pe Eurotrack și strânge 50-100 de persoane. Cam asta e treaba. Cu tot respectul pentru toți youtuberii de Eurotrack. Eu oricum, eu când ați mărea apuc de Eurotrack în modul că să joc foarte, foarte mult, vreau să mă apuc la un alt nivel, adică să-l joc altfel. Așa, orea cum ai mers la limită. Mai diferit. Respectați timpii de odihnă. Cum ar fi să fac un 45 de ore. Trebuie să fac un live, fraților, live de astăzi facem o pauză de 45 de ore. Numai că fără vreau să-mi iau volan, știi, fără volan am zis că la modul ăla nu mă apuc niciodată. Până atunci. Mamă, băi, deci am D-ul, nu știu de la ce, și tasta nouă, frate. Tastatura e nouă. Bine, am luat-o, mi-a dat-o un... Băi, fără volan nu pot, să zic sincer, nu. Măcar un Driving Force GT să-mi iau iar pe la care l-am avut, l-am lăsat la un tovarăș. Că am zis că nu mai joc eu niciodată. Fră, hai că nu mai joc eu niciodată. Așa... măcar un Driving Force GT să-mi iau, totuși are 900 de grade, merge. Să zicem. Toate că vreau schimbător, tată. Schimbător cu alea, vrăjiri, chestii, da, nu-i problemă, îmi vreau. Deocamdată am alte mici cheltuieli. Distribuția la mașină, cauciucuri, piat, nu pune. Bă, dar nu se mai termin. Bă, și gândește că asta e partea cea mică de la... zic, de la... căcatul ăsta de parcelă. Da, nu-i problem, dacă m-am apucat de ea, de acum trebuie să o gătesc. Băi, am văzut, sunt frate, tot cu stativ, cu din alea, smecheri tare. Dar eu nu, eu nu ajunge ăsta. Monitor care l-am e bun, mi-ar fi suficient pentru asta. Am și monitorul de sus, care am la iPhone 6. Dar... am două Samsung-uri. Dar... faza-i fără motor. Cu volan iau de viață când joci un Eurotrack, e altă de... e altă mâncare de pește. Da, da, le știu. Bă, și-mi pare fain, deci mor, frate, că puteam să-mi iau G29-uri cu tocuș, schimbător cu tot, când am luat calculatorul și nu mi l-am luat. Deci, turbez acum. Acum să văd, poate reușesc să-mi iau un G27 măcar. Oricum am observat diferența dintre G29 și G27 prea puțin, nu știu unde o poți vedea. Oricum, la volan e tras master la 1080 de grade. Ales. Altă mâncare de... ce-ai mă, patinez? Bă, îi dau tot pe partea asta, pe stânga, că am și camionul, poate descarc încă o dată. Bă, dar ies la greu la fraierul ăsta aici. Să bag cel trei la oameni, prin sat eu acum. Tu-ți dai seama și ăștia în real... nu, no, nu, nu, sunt Transmaster, le caută Transmaster pe net, serios. Alea îs primul și pedeapsa, dar scuză-mă, un volan șmecher cu schimbător cu asta, da, ești la 4-500 de euro. Ăla, poți să zici, cel puțin pe camion, ăla zice, frate, că te-am cadit tras, o dai, te plițisești. Bă,
Bă, deci fii atent cât de mare e căcatul ăsta de parcelă, să-mi fac banii ăla că mă mor. Acum, fără ca... Bă, dar oare dacă dau anulare contract și mă fac cu grâu, descarc grâul la mine, dar mă dă pe minus. Nu, mă dă pe minus, îmi ia banii pe grâu. Nu merge cu furata. Nu merge cu furata. Băi, e relaxant, adevărat. Dar e fain degeaba, zici. Adică dacă ieși de la țară, știi despre ce să vorbești în jocul ăsta. Viața pe câmp, alea, prin glod, prin noroaie. Dar poate nu știi ce e la glod, noroi. Te-ai uns o țară de gunoi, de gunoi, doamne, de glod. Băi, ce mai, când eram mic și mai fugeam după combine, de să mă fac ceva, trag combina, bă, aia, eu. Ce vorbesc, băi. Și acum mă luam și mă puneam, stăteam aici în picioare, uite cum e ăsta, în stânga acolo, unde scaunul ăsta la altul, dar n-avea scaun acolo, stăteam în picioare. Băi, doamne, și mă uitam aici jos cum trebuie, băi, leu, ce vorbesc. Băi, care nu s-a la țară, nu știi cu ce să mănânc, în realitate agricultura, să zic așa. Acum e tot modernizat, ia, țaca, faca. Alex the Wolf, te pup, tate. Păi, dar facem așa o treabă. Băi, ăsta e cel mai de rasă lup, sincer tot zic, Alex the Wolf ăsta. Și ține minte o vorbă, Alex the Wolf de la mine. Când eram în 1.8, porecla mea nu era bubu care o am acum, era colț alb. Ca să știi, asta așa e o paranteză pentru tine. Mulțumesc o cazan ăsta de camion. Bă, dacă n-am făcut la paie... Băi, dar oricum degeaba, diferență de la fermă în cerci, uite cum se văd paie. Hai mă, patinează, uite ce patinează. Băi, nu știu dacă mi-e încape toată asta, trebuie să mă duc să descarc. Mai punem pe spate un pic. Bă, cănița mea de la Spăția. M-am și brățel și tot. Și tricoul fără număr. Băi, s-a umplut remorca. Tragem cortina. Și acum să vedem unde trebuie să descarc. Eu să vedem. N-ai pentru ce? Băi, Alex, dar tu nu aveai moderator la mine, fiat? În fine. Produs și transportă produsul la Copernic Food Tracking Throw. Unde e dracu' ăsta? Deci fii atent, oleacă. Bără, bă, boys. Scrieși mare. Deci fii atent cât am făcut eu până acum. Deci am făcut căcatul ăsta de linie aici. Asta. Și măciuca asta aici, în dreapta. Și mai rămas ăsta întreg. Acolo bag pe Johnny Bravo, bag pe Charlie. Nu mă mai merge. În fine. Ia să vedem un pic unde e... Cum văd unde e? Nu mai ce am, până...
De acolo, mă. Deci la unde mă scris la Copranic Food Street. Acolo unde pui pe ăla. Ok. Deci, trebuie să rompi marginul. Crești mare, Alexi. Rompi marginul asta. Să-i dăm bice. Dăm așa, cu Dumnezeu înainte. Trebuie să-mi schimbi... mulți venite. Băi, numai 16 ani? Băi, nu știu ce avem senzația că ai undeva la vreo 18. Salut, Adi, salut. Mulțumesc că încă mai spui frate. Înseamnă că nu mă urăsc chiar așa de mult băiță din România, Elițe. Asta e o glumă, așa. Opa, Gogule, unde duci? Ok, facem stânga aici. Îi dăm așa frumos, saca, paca, bă, da. Ori simți aici de nivelări lor, nu? Eu nu râs pe nimeni, știu, Bobiță, știu. Te pup acolo la cuițe. E cam periculos pe aici, cu două lacuri, unul pe poartă, unul pe alta. Te duci dracu într-o... Nu vedem, mă, unde trebuie să scot aici. Tot înainte. Ok. Undeva în dreapta. Sau în stânga. Nu, în stânga. Stai, mă. Nu, ăsta e în dreapta. Stai, nu în dreapta, n-o tu. Pentru mine tot sunteți prieteni, indiferent care unde este. Care-i vorba? Stai, zi-o care, ca să știu. Că te pup la coițe. Adevărat. Aia, da. Uite, vine observat. Băi, cred că aici trebuie să descarc. Da. Băi, e simplu de descarcat aici. Mă cheamă Găbiță, nu-i live? Sau mi-a lăsat azi mie? Ok, Adi, te pup. Bă, dar dacă n-a făcut ăsta aici niște intrești, niște de astea, că te doare capul. Strâmti. Mai ai ceva ca o copchelă. Ok. Eu fac fermică real life. Nu pe joc. O să fie life mai mult. Ok. Am și eu două chestii pentru băieții din Polar Trans să le dau pe, la ei, dar le dau pe... De fapt, chiar mă. Stai așa, stai că intrăm la... Stai așa un pic, mi-a venit o idee. Intrăm la... Mi-a venit o idee. Am două chestii, două coduri. Nu știu dacă mai merg, dar din ce am văzut ar trebui să meargă. Dar nu vreau să le bag la mine pentru că... Adică, stai așa un pic. Intrăm pe Word. World of Trucks, ok. Ce? Nici acum nu o să vin, eram sigur. Băi, ești prost. Ok, am aici la...
stai un pic. La event. Am astea două. Înțelegi? Eu le am, pe amândouă. Înțelegi? Dacă sunt așa, înseamnă că nu sunt folosite, nu? Dacă poate să mă ajute cineva cu chestia asta. Ăsta, prin cu deliver event, e un mesaj pe mine. Dar am alea națională așa, iată, DLC cu Metallic Paint. Bă, Metallic-ul pe mine, știu că nu e scump, dar nici ăla în altul nu-i, dar totuși e ceva în plus, care poate unii nu iau. Nu l-am, știi? What the fuck? Ce-a fost ăsta? Ideal Jury, intrăm la jocuri. Metallic. Stai așa un pic. Dăm pe magazin. Stai să vedem un pic. Euro Truck, dăm aici. Uite un pic peste, vedem cât costă. O tusează tot. Deci am zis Metallic. Metallic trebuie să fie un skin, e nimic ca toată. Metallic Paint. Paint e... Jobs ăsta e 1.99 dacă nu știu. Metallic Paint Jobs. E 1.99€, știi? Păi nu e mult, dar... What the fuck. Totuși, National Flux. National... Bă, schiură, nu-l văd eu. Windows Flux, ăsta. Ma, e mai scump skin-ul ca Windows Flux-ul. Hai, că-i tare asta. Stai să vedem un pic dacă e live vreun băiat de la Polar Trans. Ce faci, mă, chestia asta, la tea, holera și procesul verbal, calculator împățit? Alemotean, domin, ale spaniola, asta. Salutăm! Stai că l-am pe mult. Mersi, Bobo, de link. Mai Axel, bună dimineața! Te pup, respect și ce mai bun. Gata. Hai, bă, hai, das, bă, te-ai pierdut. Miru, Miru, mergi ce să fac aici cu băieții ăștia la o cursă. Vagabon, zice mie. Două secunde. Chiar mă, trebuie să intru să întreb. Deja fișier cu... Hai să intrăm la Crisie să văd care... Pentru promo. Doamne ajută! Mamă, ce panici. Dai seama cum o să ne bată noi pe serverul ăla, când intrăm să nu mai ieșim 24 de ore, că de nu pula mai intrăm. Am cam așpulele, începem profil nou? Da. Fii atent, eu descarc acum promodul după cursa asta, mi-l cumpăr, descarc promodul. Și încep profilul meu. Eu am profilul meu. Aaa, nu, că pierd. Channel switched. Bună ziua. Bună ziua, Axel, salut, salut. Ce faci? Băi, așa, m-ar bate gând să încep un profil nou și cu ăsta. Cu Renault? Terengiu. La mie nu-mi prea place că n-am ce să pun pe el, frate. Ai, n-aș pune. Păi cam un Mercedes, cum are pune peciul, șmecher, pe Mercedes de ce pune pe el? Bine, Ford-ul mă nebunește și ognizele superbe. Da, mi-e place foarte mult. Dar și simt-o mie ce pun... Ce, nu poți să pui nimic pe el. Nu poți să pui nimic pe el. O întrebare de baraj. Ia. Yeah. Am intrat și ieri pe World of Truck la mini. Și am găsit acolo în zic, la eventul și așa, am găsit două din astea, cum se cheamă, CDK-uri la două DLC-uri, două pui mei. Gen la un Metallic Paint Job și da. Ăla cu stegulețele. Stegulețele, da. Eu astea le am.
Știți, le poți da la altcineva. Știți pe careva care nu le are din comunitate să le dau lui, așa că nu le folosesc, să dai seama că n-am ce face cu ele. Da, mi le-a mie, de rog. Ia uite, alba, cercetorul ăsta. Ia uite, alba, cum stăți ea, nu-i da, mă, nimic, amă, să și le cumpere, că e un euro care are bani. A, cam? Băi, bani de țigărei, dar de el și eu nu ai. De țigărei. Eu, de țigări. Îmi ziceți unul care știți că e mai, care nu are. Nu. Nu, dacă știți pe vreunul din comentate care zic așa, na, mai, o duce mai dificil cu deal-uri. Păi, tu l-ai steagurile, mă? N-am metalicul, dar steagurile am. A, n-am metalicul. Nu scumpi, metalicul e 1,99€ și ălălaltul cu steagulețele 99 de cenți, deci nu scumpi, dar le-am acolo, poate unul nu le are, știi? Da, 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 eu le-am, frate, eu le-am. Eu am all. La Dominic nici nu mă gândeam să nu le aibă. O să vedem, o să vedem dacă găsim pe cineva. Tot am, de la A la Z, Paint-uri, tot... Da, dar mi-am luat și eu ieri Balticul și Italia, că nu le aveam, dacă n-am mai jucat. Cine se distrează cu pur mașina? Ionuț. Un vecin. Ron. Ok, dar așa îmi dai un mesaj dacă găsești pe vreunul care nu le are. Bă, na, dacă nu-i metalic, să-l dai la Ionuț. Și... Vrei să-i dau la Ionuț? Păi, dă-l în pula. Unde e Sani? Hai, Ionuț, merg cu ștrapul ăla, că tau în tine. Cron! Treci pe dreapta. Și stegulețele, chiar nu știu. Mergem în Italia la... Cum se numește orașul mă? Oldi? Bă, bă, Cron, bă, Olvia. Totul. Oldi. Ceva gen? Cron. Bă, Cron. Ce vrei, mă? Cron. Ha? Cron. Tu n-ai Cronul, mă? N-am Cron. Pula mea, ia stai să te întrebi, câți bani ai dat pe cuțitul ăla la CSGO? Dominic. Ești bine? Da. Bun. Dar ce vreau să te întreb? Mergem la cantă? Mergem la cantă? Mersi. Metalicul, da? Cara. Te pup. Așa, Valentin, acolo. Am și uitat, mă, nebune, serios. Nu întrebi, mă, ce ai. Da-l în pana mea. Opa, rămâneți fără combustibil. Că-i pe coici. Vezi că-i pe coici. Da, pula, am trecut. Următor. Sound muted. Channel switched. Tot. Da, că n-am făcut eu 5 like-uri. Stran. Uite, bă, de dat o parcelă din asta de 6, cum e 6 de trebuia să-mi dai. Dar trântit dita mai parcelă, nu? Să stau 2 ore acolo să mă chinui cu 3 rămpoii mei. O, copacu! Mamă, da, ce l-am învârtit. Ok. Unde mi-e mă cazan? Hop, Google-i, ușor. Fiertă-l ce aici, numai paie. Vacu de el. Ok, trebuie să închidem și mai
ce nu merge? Așa, mă. Ok. Bă, greu ăsta parcă mai arată greu. Oh, dacă strângeam, aș strânge paile să le iau eu. Bani m-ar lăsa? Sau îmi cer bani pe paie? Da, dar stâlpul ăsta în mijlocul parcelii... Da, e super interesant. De fapt, n-aș, în realitate sunt de prin mijlocul parcelii. Bă, deci mai mult de atâta flocul ăla n-am ce să-i fac.
Mamă, frate. Crește barbă, frate, la un treabă de-asta.
Bă, mă opresc pe aici. Bă, cam rupt. M-a cam rupt. Vrem o pauză că... Bă, frate, nu-mi ține frumos că ați stat pe live, de live-uri. Ne auzim mâine seara, cred. Sper. Nu știu ce facem mâine, cred că o să încerc un pic de Euro Truck. Ok, de ce nu mi se vede mie... Așa, mă. Că nu mi se vede avântura. Băi, ăla-i scăruța mea. De-abia aștept să pun în mișcare pe Euro Truck, da, până atunci mai durează un picuț că trebuie să luăm volan. Însă, trecând la noastre, eu am fost Axel DJ, așa zisul Alex, mulțumesc de vizualizări, de faptul că ați stat cu mine, v-am pupat și ne vedem data trecută. Știu ce zic. Vă pup.